Bună seara, dragi prieteni! Surpriză la ușa ta se află. Am venit să o surprinde frumos cu doamna Kingo, cu aniversarea zilei ei din naștere. Sorioara, eu venit din depărtare, să-i fac o surpriză frumoasă și vrea să o surprindă. Astăzi noi împrătăm în inimioară. Haideți să vedem ce reacție va avea Kingo la surpriza de la Sorioara. Astăzi ea are dublă surpriză și din partea fetei ei. Haideți să vedem ce reacție va avea ea la surpriza noastră. Bună seara, doamna Kingo! Astăzi, sărbătoriți-o frumoasă vârstă. Așa s-a mișor. Și ce ziceți dumneavoastră? Oare cine m-a trimis cu aceste etichete la dumneavoastră? Nu știu. No, hai! Tania! Nu! Aveți eu vă mânc cadou. Aveți aici un buchețel de flori de la surpriză la ușa ta, să vă aduc aminte din noi. Și aici am un cadou ca să îl folosesc și să vă aduceți aminte de persoana care m-a trimis la dumneavoastră. Vreau să vă citesc mesajul, dacă chiar nu vă dați seama cine. Nu. Și deci așa, să ai o soră pe pământ este un lucru tare sfânt. Să ai o soră, cu îi spune, este un lucru drag pe lume. Ea îți este ajutor, sprijin și îndrumător, zâmbit, lacrimi pe față, rază de lumină în viață. Nu se compară cu bani, nu se vinde la dușmani, nu te schimbă pe averi, e așa cum a fost ieri. E un noroc să ai o soră, un suflet drag, să o porți în gând, să o poți suna la orice oră, să împarți un dor în timp zburând. E noroc să ai o soră, la ea mereu să te gândești, să o porți mereu la inimioară, să-i spui că-i scumpă și că o iubești. Scumpa mea, astăzi, dar și în fiecare zi, mă gândesc la tine cu recunoștință și vreau să știi că ești foarte importantă și specială pentru mine. În această zi minunată de îndepărtare, îți trimit toată căldura și dragostea mea sufletească. Îți mulțumesc că faci parte din viața mea, chiar dacă nu ne vedem mai rar, tu să știi, cu inima și sufletul îți sunt mereu alături de tine și de familia ta frumoasă. La mulți ani, surioara mea dragă! Ce zici, doamna Kingo? Te rog să te uiți la noi și să-i spui tot ce dorești din sufletelul tău, ce simți. Uite și inimioara mea vrea să spui ceva. Ele mi-a
că mi-a mintea iar nu știu că te fai așa tot în ultim. O tine la ei microfonul. Astăzi ai parte, astăzi ai parte de o surpriză dublă. Na, no, să vedem acum ce zici. Asta chiar că e de la tine. Eu îți mână întâi floricelele. Și am să citesc mesajul care spune așa. Dragă mamă, vreau să încep prin a-ți spune cât de mult te iubesc. Tu ai fost prima persoană care m-a iubit din momentul în care am pășit în această lume. Chiar înainte de asta, tu ești cea mai importantă femeie din viața mea și mereu vei fi. Știu că viața e grea pentru tine și eu nu mă străduiesc întotdeauna suficient de mult pentru a o face mai ușoară. Ai sacrificat atât de mult în viața ta doar ca să ajungi cum sunt acum. Și acest lucru înseamnă pentru mine mult. Mai mult decât voi fi vreodată în stare să exprim în cuvinte acest mesaj. Ești cea mai puternică persoană pe care o știu. Plină de iubire și de motivație. Iar eu sunt credibil de binecuvântată că te am ca mamă. Mamă, am crezut că sunt puternică și că fiecare cuvânt pot să-l rostesc, însă în fața ta sunt neputincioasă și tremură glasul când vreau să-ți spun cât de mult te iubesc și că însemni mult pentru mine. Nu o să evit momentul să-ți spun zburând că ori de câte ori mă cerți, este pentru că merit. Că sunt conștientă că îți dorești să merg pe calea cea bună. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru mine. Și iartă-mă pentru toate greșelile pe care le fac. Te iubesc un sincer la mulți ani. Surpriza vine din partea fiicei Andreea și se alătură întreaga familie. Ia-ți-o trimis acest tort să te îndulcești. Poate chiar dacă o greșit în fața ei, să te îndulcească cu acest tort frumos. Și îți spune așa, la mulți ani, mămică, citește, te rog. Ei bine așa, știi? Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Fiindcă știu că sunt emoțiile foarte mari, dar totuși aș vrea să-i transmiți două, trei cuvinte așa, printre lacrimi. Mulțumesc frumos! Cu tu pahar
și să spui noroc și la mulți ani.